Laudat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a angajat să nu ne lasă și să fie cu noi până la sfârșitul veacurilor. Slăvit să fie numele Lui. Binecuvântată fie puterea Duhului Sfânt, despre care s-a vorbit până în aceste momente, că Domnul Iisus Hristos a făgăduit ucenicilor, a dăruit Duhul Sfânt ucenicilor, și intrăm și noi în promisiunea Lui. Chiar dacă n-am fost zi pe Muntele Măslinilor și n-am fost la Ierusalim, dar Domnul ne-a făgăduit, ne-a promis și ne-a dăruit peste biserică și peste noi personal fiecare Duhul Sfânt. Binecuvântată să fie această putere. Dumnezeu Tată, rânduindu-L pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt în Biserica Lui, însemnează că noi avem niște avantaje foarte mari. Și anume, Domnul Iisus s-a angajat să ne asculte rugăciunea și Duhul Sfânt s-a angajat să ne ajute cu suspine negrăite în rugăciunile noastre, ca jertfa să fie completă. Binecuvântată fie Sfânta Treime. Apoi, frații mei, observați, lucrarea Duhului Sfânt rămâne în biserica sa, rămâne în adunarea noastră. Duhul Sfânt este bucuria, înviorarea sufletelor noastre, părtășia cu Domnul, care Domnul face prin această putere nevăzută de ochii noștri, dar simțită în inimile noastre. Doresc Duhul Sfânt să fie și să rămână peste biserica aceasta. Aș dori ca prin Duhul Sfânt să putem să fim călăuziți în lupta noastră, în umblarea noastră. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu că această ungere, această putere, această lucrare ne învață cum să umblăm să placem Domnului, cum să umblăm să moștenim cerul. Domnul să dărească fiecare în parte această ungere deosebită și călăuzire. Observați în continuare, Duhul Sfânt, în lucrarea Lui în biserică, spune că ei vorbeau însoțiți și mânați de Duhul Sfânt. Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Duhul Sfânt să fie ca o călăuză peste tinerii care laudă pe Domnul. Duhul Sfânt să fie peste cei care se roagă în biserică. Duhul Sfânt să fie peste cei care recită poezii. Și Duhul Sfânt să fie și peste cei ce rostesc numele Domnului de la amvon. Mirarea celor din timpul ucenicilor erau tocmai că i-au văzut fără școală, fără pregătire, se minunau că vorbeau lucruri pe care Duhul Sfânt le punea pe inimă. S-au amintit despre Petru în casa lui Corneliu. El a avut o vedenie deosebită. Dumnezeu avea în vedere să mântuiască neamurile. Avea în vedere să le dăruiască și neamurilor mântuirea prin jertfa Lui. Ce plan s-o fi făcut Petru? Duhul Sfânt știa unde stă Petru. Duhul Sfânt știa unde stă Anania. Duhul Sfânt știa de carul famenului spre Etiopia. Duhul Sfânt știa casa lui Corneliu. Casa lui Corneliu era o casă de rugăciune. Casa lui Corneliu era o casă de milostenie. Casa lui Corneliu era o casă de binefacere. Și Petru când ajunge și când începe să vorbească, că toți prorocii au mărturisit despre el, slăvit să fie numele Lui, El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Căci toți prorocii au mărturisit despre el, au așteptat, au dorit să vadă. Și când Petru vorbea în casa lui Corneliu, frații mei și surorile mele, ați citit,
sunt în plac și aș vrea să se întâmple în vremurile noastre, peste bisericile noastre, să se coboare Duhul Sfânt, să ne facă plinătatea, să putem să fim desprinși de cei firesc și să apară la suprafață cei duhovnicesc. Dumnezeu să ne mărească credința. Pe când vorbea Petru și pe când Corneliu a spus lucrul ăsta, iată, suntem toți aici înaintea Domnului și așteptăm să vedem ce vrea Domnul de la noi. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste casa lui Corneliu și toți au început să vorbească în alte limbi. Frații mei, pentru mine lucrarea Duhului Sfânt a fost lucrarea de bază care m-a ținut în picioare. Și când valurile s-au ridicat, Duhul Sfânt m-a întărit. Și când potrivnici și cei geloși și invidioși s-au unit în planurile lor, Duhul Sfânt nu m-a lăsat. Duhul Sfânt, frații mei și surorile mele, nu-i ceva de apucat. E parte din Dumnezeu. Așa că doresc din toată inima Dumnezeu să facă un lucru, să ne curățească prin sângele jertfei Lui, să ne curățească inimile și să ne facă plinătatea Duhului Sfânt. Apoi Duhul Sfânt, frații mei, la mine acolo s-a ridicat un frate care nu putea ierta, care se credea totdeauna că în ceea ce el face are perfectă dreptate. Nu totdeauna vine dreptate. Nu totdeauna părerea noastră este valabilă. Nu totdeauna noi suntem mai cuminți ca și alți. Și dacă el nu vroia, s-a ridicat în picioare și o cerut să se facă stăruință după Duhul Sfânt. Ca unul care trebuia să vegheze, ca unul care trebuia să bagă seama, am spus, fraților, Dumnezeu nu pune vin nou în bunduful vechi. De aceea, frații mei și surorile mele, tot ce-i vechi, tot ce-i firesc, tot ce-i pământesc, Domnul să ne dea puterea să depărtăm de la noi, ca Duhul Sfânt să locuiască în inimile noastre. Știi ce frumos e și ce bine e cu Duhul Sfânt? Duhul Sfinte, m-am oprit bine. Duhul Sfinte, m-am așezat între oameni aceștia. Am făcut bine că m-am oprit. Am făcut bine că m-am așezat. Duhul Sfinte, e bine cum arăt îmbrăcat. Duhul Sfinte, ceea ce eu rostesc aici în mijlocul acestor oameni este potrivit voii tale. Duhul Sfinte, sunt tras la răspundere pentru credința care o am. Doresc din toată inima fiecăruia în parte, Duhul Sfânt să-i fie călăuză. Duhul Sfânt să-i fie ungerea care îl învață. E adevărat că nu toți au Duhul Sfânt. Unii se poartă ca vrășimași. Unii se poartă în așa fel încât Apostolul Pavel sfătuiește și spune și îndeamnă ca nu cumva purtarea lor, îmblarea lor, vorbirea lor să facă din Duhul Sfânt un potrivnic, să ți se lupte împotriva ta. Dumnezeu să ne binecuvintească. În textul citit se amintea acolo întâlnirea aceasta cu Domnul Iisus Hristos, care au avut-o cu apostolii, care au stat de vorbă cu ei și apare acei doi bărbați în alb. Doresc Dumnezeu să vă dăruiască prin Duhul Sfânt vedenii cerești. Să vă dăruiască visul din partea Domnului. Să vă vorbească când într-un fel, când în altul. În călătoriile mele, găzduim când într-un loc, când altul, un mes de noapte s-au auzit niște strigăte înfiorătoare, ca o teamă, ca și când era atacat de cineva,
Trecut dimineața nopții înspre ziua. Fus orar. La mine e ziua. Nu? Mi-am dat seama că se întâmplă ceva. Frații mei și surorile mele, băgați bine de seamă. Unde vă opriți, unde vă așezați, ce priviți și cum îmblați. Căci îmblarea cu Domnul Iisus Hristos, avem părtășie cu El. Și aș dori să vă vorbească Dumnezeu când într-un fel, când în altul, prin vedenii de noapte, prin visuri de noapte și când somnul nopții, să nu fim chinuiți, din potrivă, să ne bucurăm. Domnul să vă ajute să îmblați cu Domnul. Aveți grijă, frații mei și surorile mele. E adevărat, tehnologia aceasta e necesară, e nevoie. Mi-aduc aminte că într-o biserică la ușă m-a oprit și mi-a făcut așa un test. Întâlnim fel de fel de lucruri și fel de fel de întâmplări se petrec în călătoriile noastre. Printre altele, când am ajuns, m-a întrebat câteva lucruri. Și îmi cerea să le mărturisesc dacă le am sau dacă nu le am. Și printre altele, m-a întrebat cum stau cu poziția mea față de internetul ăsta care a prins lumea. Sta puțin așa, Duhul Sfânt totdeauna m-a izbăvit. Și l-am ascultat și a zis, asta e o condiție ca să pot intra în biserică la voi? Ce da, dar mai este una să te mărturisești. M-am îndreptat și am spus, tu mie, nu eu ție. Încă un loc așa unde nu te aud frații. O zis, nu, nu, dar la noi e rânduiala care vine să depună mărturisire. Îți mai repet o dată dacă n-ai înțeles. Nu eu ție, tu mie. Și acum te întreb, voi mi-ați plătit biletul să ajung la voi? Și dacă mi-ați plătit biletul să ajung la voi, nu mă lași să intru înăuntru? Te întreb. Că n-am mai mers așa cum se le rea, la autobuz, la gară, la tren, nu m-am primit de la voi un număr, l-am spus și tot mi s-a dat drumul. Spune-mi tu mie, cu ce ai lucrat de mi-ai luat biletul și am ajuns la voi? Eu ce l-am luat pe internet? Și ție nu ți-e rușine? Tu lucri cu internetul și mă oprești pe mine la ușă? Frații mei, sunt oameni care în obrăznicia lor, în îndrăzneala lor, vreau să afișează că-s cu Domnul.